zilele de astăzi vom efectua și vom rezolva probleme. Haideți să scriem titlul pe tablă. Deci, dacă au două picioare, sunt păsări. 8 ori 2 este 16. Aflăm câte picioare rămân. Punem câte două picioare mieilor ca să aibă 4. Deci 6 împărțit la 2 egal cu 3. Sunt 3 miei. Aflăm numărul păsărilor. 8 minus 3 egal 5. Răspuns 3 miei și 5 păsări. Acum vom rezolva probleme pe grupe, cum ne-am așezat, iar cerința problemei o găsiți pe fișe. În grădina bunicii zboară 24 fluturi și mămăruțe. Fluturii sunt de 3 ori mai puțin decât numărul mămăruțelor. Câte insecte de fiecare fel sunt? Are 21 caramele și bomboane. Știind că numărul bomboanelor este mai mic cu 5, aflați câte caramele și câte bomboane are George. Un om are de trecut o apă peste un pod. Cu el are o varză, o capră și un lup. Poate trece doar câte una odată. Cum poate să le treacă pe partea cealaltă, știind că lupul mănâncă capra, iar capra mănâncă varza dacă rămâne supravegheați? După aceea... O croitorie a folosit într-o săptămână 13 nasturi albi, de două ori mai mulți nasturi negri și cu 8 mai puțin nasturi aurii decât negri. Formulați cerința în două moduri și rezolvați în fiecare caz printr-un exercițiu. Grupați datele problemelor, apoi rezolvați-le.
Unica are în grădină 36 lalele roșii, iar lalele albe un sfert din numărul lalelelor roșii. Cu cât sunt mai multe cele roșii decât lalelele albe? La o sărbare s-au folosit 72 de baloane galbene, de 4 ori mai puține baloane roșii, iar albastre cât galbene și roșii la un loc. Câte baloane s-au folosit în total? Grupa 1, prezentați rezolvarea problemei. Trec capra, trec varza, aducem capra, trecem lupul și aducem din nou capra. Soluția găsită este corectă, veți primi răsplată un happy face. Toate grupele ați lucrat foarte bine și ați primit cu toții câte un happy face. Matematica e dulce și gustoasă.